despre faptul că ratele au devenit atât de mari încât românii nu se mai împrumută ca altă dată. O arată statisticile Băncii Naționale. Astfel, în perioada martie 2022-2023, numărul celor care au luat un credit pentru locuință s-a menținut constant la aproximativ 556.000. Este pentru prima dată în ultimii 15 ani când nu s-a înregistrat o creștere anuală. Numărul celor care au luat un credit nevoi personale chiar a scăzut cu 2% în aceeași perioadă. Peste 2 milioane de români au luat împrumuturi fie ca să-și cumpere o casă, fie pentru consum, iar suma totală a ajuns la 190 de miliarde de lei. De ce nu se mai împrumută românii? Discutăm în continuare cu Irina Chițu, director al comparatorului bancar finzoom.ro. Bună ziua! Bună ziua! Bine am regăsit! Doamna Chițu, care sunt factorii care au dus la o încetinire a gradului de îndatorare a românilor? Aș face mai întâi o precizare. Gradul de îndatorare în sine la unele persoane chiar a crescut. Pentru că vorbim de lucruri puțin diferite. Grad de îndatorare, adică în ratele în venitul fiecărei familii, la foarte mulți, așa cum spuneam, a crescut. Și am să vă dau și un exemplu. Făceam noi un calcul pe finzoom.ro, pe comparatorul bancar, la un venit, de exemplu, de 4.000 de lei. Și dacă te ai luat acest credit anul trecut, de exemplu, un credit nou acasă, cu, deci 45% înseamnă 1.800 de lei rata. Acum, după un an de zile, s-a făcut 3.000 de lei. Deci, tu dacă ai tot 4.000 de lei venit, atunci e clar că ți-a crescut gradul de îndatorare la 75%. Slavă Domnului, sunt persoane cărora a crescut venitul, de aceea avem o medie de 15% creștere într-un an de venit mediu pe economie, dar cei mai afectați, să zic așa, sunt cei care cărora nu le-a crescut venitul și dobânda aceea crescută chiar le-a crescut rata semnificativ și îi afectează. Dar sunt și soluții pentru acest lucru și anume să te duci să spui băncii că ai această problemă, că ți-au crescut cheltuielile sau că ți-a crescut gradul de îndatorare și să găsești împreună cu ea o soluție, dacă nu direct la bancă, împreună cu un conciliator de la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigilor în domeniul bancar. Am mai spus noi, CSALB, csalb.ro, online, cu ajutorul unui conciliator, găsești o soluție cât să-ți mai reduci din gradul acesta de îndatorare. Și acum să revin la, de fapt, întrebarea... Numărul românilor, da, care și-au credite noi la acești ani. Este același factor principal, și anume, au crescut dobânzile. Știm foarte bine, inflația a fost din ce în ce mai mare. Banca Națională, ca să reducă această inflație, a crescut dobânda cheie, dobânda de politică monetară, tocmai pentru a reduce creditarea și a crește economisirea, să mai scadă din consum cu această ocazie. Însă, da, crescând dobânzile și au crescut atât dobânda de politică monetară, cât și aceste dobânzi interbancare, adică cu cât se împrumută băncile între ele când au nevoie de bani, vestiții, robor și RCC, cu 5 puncte procentuale. Adică dacă, de exemplu, RCC-ul a fost anul trecut 1%, a devenit 6. Dacă, la fel, dobânda de politică monetară a crescut cu 5 puncte procentuale, roborul, la un moment dat, chiar cu mai mult. Da? Da? Deci au crescut dobânzile și, așa cum știm, dobânda este prețul banilor. Deci banii au devenit mai scumpi. Deci de aceea cel care voia să-și ia, de exemplu, un credit, să luăm același exemplu, 4.000 de lei salariu, da? Anul trecut, deci cu o rată de 1.800 de lei, anul trecut își lua un credit de 84.000 de euro, echivalent în lei. După un an de zile, după ce a crescut dobânda cam cu 5 puncte procentuale, nu se mai încadrează decât la un credit de la 51.000 de euro, echivalent în lei. Deci, iei un credit mai mic cu 33.000 de euro, mai mult de 33.000 de euro. Deci, pentru că asta se întâmplă în momentul în care cresc dobânzile, cresc ratele și nu este ceva matematic, adică banca tot cu 1.800 de lei îți dă rată, adică are rata maximă pe care poate să dea grad de îndatorare de 45%. Dar, fiind dobânda mai mare, dobânda în rată fiind mai mare, nu te mai încadrezi la acea sumă cu care puiai să te încadrezi anul trecut. Nici băncile, mă gândesc, că nu mai dau chiar așa de ușor rate. Din acest motiv, chiar dacă poate au mai crescut unele salarii, nu, dacă ți-ai făcut un calcul că anul trecut puteai să iei poate un anumit apartament, după un an de zile nu-l mai luai pe acela.
există și ai soluții. Ori vii cu un avans mai mare, deci mai economisești, mai aștepți un an, mai strângi bani. Ori aștepți de la rude, că salariul, de unde să economisim dacă nu... Da. Ori aștept să scadă prețurile la apartamente. Puțin probabil. Puțin probabil. Ori aștept să scadă venitul. Sau încerci să crești venitul prin alte surse. Deci... De aceea este, de aceea s-au luat credite mai puține, pentru că au crescut dobânzile. Și este normal să crească dobânzile în perioade de inflație ridicată. Acum vedem că inflația încet să dea semne de... Adică nu mai crește la fel de mult cum creștea înainte, pentru că crescând foarte mult în 2022, întotdeauna se face versus un an. Deci creșterea este, dar nu atât de mare față de creșterea mare de anul trecut, să zicem așa. Iar gândindu-ne la credite, da, deci practic a scăzut puterea de cumpărare a oamenilor cu această dobândă. Este ca la piață, când te duci cu un anumit număr, cu o sumă de bani să iei un kilogram de mere, dacă între timp s-a scumpit kilogramul de mere, nu-s mai un kilogram, iei mai puțin. Da. La fel și la credite. Cu același venit, dacă nu ți-a crescut venitul într-un an de zile, îți permiți, sau să zicem, banca îți împrumută mai puțin bani. Și este o formulă matematică în Excel, este PV, present value. În funcție de dobândă, de... Deci, adică nu e filozofie, nu e că pentru că au avut băncile să dea mai puțin sau că au pus restricții cei de la BNR. Sau că românii nu vor să se mai împrumute. Da, ei, cererea este în continuare. Numai că, bine, odată că nu se mai încadrează sau au returnat mult înapoi și plus că e și această incertitudine. Ce se întâmplă? Ok, poate nu sunt afectat atât de mult la rate, dar mi-au crescut alte cheltuieli. Am văzut într-un an de zile, anul trecut erau cele mai mari probleme, de fapt erau la creșterile de cheltuieli cu energia, cu, adică nu neapărat ratele au fost problema. Dar dacă și acestea sunt, se cam păstrează aceste dobânzi, cel puțin anul acesta, cu siguranță. Deci, în continuare, vom cei care... la această tendință. Da, stagnare, să zicem mai mult, pentru că, de fapt, cererea există în continuare, în continuare se fac tranzacții, dar așa cum 60-70% cu bani economisiți în perioada de pandemie, poate, sau... Deci a crescut valoarea dată de români ca și avans. Care au avut, care au putut să dea avans, care au putut să strângă acest avans. Deci este un mix de... Pentru că vedem că pe piața imobiliară nu au scăzut prețurile foarte mult, din potrivă, în anumite perioade chiar au crescut, sau în anumite zone, dar puterea de cumpărare... Nu este mai limitată, deci practic creditele au scăzut. Dacă pentru cei care investesc în continuare și aveau bani disponibili, este o soluție bună, dar pentru cei care voiau să-și iau un credit, deja le-a scăzut foarte mult puterea de cumpărare. Raportat la produsul intern brut în 2022, îndatorarea populației a scăzut cu 2% comparativ cu 2021, ajungându-se până la 13,7%, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Ce înseamnă acest lucru? Credite, de fapt, s-au dat, dacă ne uităm la 2008, atunci erau foarte multe credite de consum, deci undeva 70% din cele 100 de miliarde de lei erau credite de consum și foarte puține ipotecare. După 2008 s-au acordat, într-adevăr, credite ipotecare mai multe și datorită acestor programe guvernamentale în care s-a încercat tocmai să se... creditarea să fie îmbunătățită în perioada de 2009-2010 și așa mai departe, dar și după. Deci s-au luat credite. Acum avem, s-a inversat proporția, undeva la 57% sau poate chiar mai mult sunt credite ipotecare, peste 30%, undeva la 30% sunt credite de consum ca și valoare. Deci mai mult pe ipotecare s-a mers. Dar să nu uităm că facem o proporție și a crescut și produsul intern brut. Deci față de 2008. Și de aici, deci de fapt creditarea este primul an când a stagnat. În fiecare an a tot crescut. Ce impact are asupra economiei faptul că românii nu se mai împrumută la fel cum o făcea anul trecut, acum 2 ani? Aceasta este și, să zicem, pentru acest lucru se luptă și Banca Națională cumva să păstreze în echilibru și să oprească inflația care, într-adevăr,
a crescut foarte mult, dar și să nu oprească creșterea economică, dar totuși să nu uităm că noi facem creștere economică din consum. Deci aici este, de aici crește și produsul intern brut. Deci un mixul acela de măsuri trebuie să fie foarte atent, că tot vorbeați mai devreme de ce impact sunt asupra veniturilor și tot. Oamenii în continuare sunt, adică vor să facă business, vor să câștige mai mult, să-și cumpere, da, să schimbe poate. Și atunci consumă în continuare. Să nu uităm că am trecut printr-o pandemie în care s-au acumulat ceva economii, s-au acumulat frustrări că n-ai reușit să consumi poate cât voiai să consumi. Iar acum, cumva, consumul este exacerbat pe aceasta, dar se consumă din ceea ce s-a pus deoparte pe acea perioadă. În timp va fi nevoie de, pentru a menține acest consum, ai nevoie de surse noi, ori de venituri noi, ori de credite noi. Deci, ultimele 30 de secunde alocate discuției, însă nu vreau să vă las să părăsiți platoul. Înainte de a vă întreba, la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Vor continua românii să fie mai chipzuiți în a-și lua un credit sau... Nu. Eu zic că în continuare au învățat foarte mult din această perioadă și din ultimii ani, pentru că am trecut și printr-o criză și criză pe partea de medicală și vedem războiul a adus alte ruperi în lanțurile de aprovizionare și așa mai departe, adică alte provocări, criză energetică și așa mai departe, sunt mai prudenți, asta e cu siguranță, și sunt mai interesați să înțeleagă și pe termen lung ce vor avea de făcut. Din punct de vedere al inflației, vedem că într-adevăr dă semne de încetinire. Toată lumea se așteaptă undeva anul viitor să înceapă și dobânzile să scadă, deci să revină această speranță de că se pot și împrumuta la costuri mai bune pentru pe termen lung, până la urmă, că în momentul în care și au venit și băncile cu foarte multe oferte de dobândă fixă, mică, mai mică decât indicii bancari, chiar tocmai pentru a atrage. S-au adaptat. Da, și cred că asta este cel mai mare câștig, pentru că este o comunicare și asta poate simțim și noi la comparatorul bancar fiind zoom.ro, unde primim foarte multe informații și de la consumatori și de la bănci. Deschiderea băncilor a negocia cu consumatorii și asta este și mesajul meu întotdeauna către consumatori. Duceți-vă și spuneți că banca nu are de unde să știe că ai problemele respective, că poate nu se văd în venituri sau în cheltuielile tale foarte mari sau în... Stați de vorbă și dacă nu se poate direct, împreună cu un conciliator independent, gratuit, asta e foarte important, gratuit de la CSLB. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag!